Salutare, oameni buni, bine ați venit pe Fane și Câinii. Am ajuns și la Vlădeni, la domnul Nelu Șchiopu. Vă salut, domnul Nelu. Vă salut cu respect, să trăiți. Și dumneavoastră să trăiți. Cu Dan și cu Robi am mai dat noroc. Suntem și Florin Stănica, uitați-l aici lângă noi. Suntem și cu Florin aici. Haideți să aglomerăm în cadru. Băgați acolo. Și iau în Vane. Vreau întâi să prezentăm ce zonă are domnul Nelu Șchiopu. Da, are o zonă, are o zonă superbă. Măgura Codlei. Da, în partea stângă din Brăvița, aici este Vlădeniu. Deci sunteți între munți, ca între să zic munți, așa. Da, între munți împăduiți. Între munți, uitați aici, după Piscuracul, de unde ne vin dihănile la vale. Deci dihănile de acolo vin. Așa, în special ursul. Ursul și lupul este. A, și lup este, este. În primul rând mă bucur că vă aflați aici la noi. Mă bucur că promovați această rasă de ciobănesc orb. Mă bucur că sunteți aici, că ați venit. Și să facem o mică prezentare. Vrem să vedem exemplar. Da, aici avem am câteva oi din rasa Sulfork, mai sunt și metiși între ele. Da. Dacă ați văzut când am fost la domnul Cornel Chisu, acolo sunt restul oilor. Da, da, da. Ceva mai înainte. Urmează ca acum săptămâna viitoare să le aduc acasă, că trebuie să băgăm berbecinele pentru nuntă. Ce să vă mai zic? Ne pregătim de toamnă, funul s-a făcut, totul este la adăpost. Câinii este în partea, haide să vedeți și acolo câinii, să vă prezint și câinii. Da. Haideți să luăm niște cadre un pic cu oile, Suffolk. Da, cum să nu? Da, cum să nu? Din Anglia le-ați adus? Da, le-a adus un prieten al meu de la Cristian. De la el am cumpărat. Sunt aduse din Anglia, din Irlanda. În fiecare an schimbă berbecii el. Și am luat, dar să știți că este o rasă foarte, foarte sensibilă. Nu știu de ce anul acesta mi-au fătat trei dintre ele, mi-au fătat tot câte doi mie și i-au fătat morți. Nu știu ce a fost ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Aha, aha. Că la mai mulți prieteni în zona am auzit chestia aceasta. Și rasa asta de oi nu se poate da la stână, nu? Nu, 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 nici nu le dau la stână. Numai pe stabulație. Le țiu aici în jurul fermei. În jurul fermei. Eu le țiu de frumusețe, animalele le țiu de frumusețe. De pasiune. De pasiune, pasiune pentru animale. Am crescut de mic cu animale, cu câini. Am avut la părinții mei acasă animale și ducem tradiția mai departe prin creșterea lor, prin... Da, și... Ce să vă zic? Domnul Nelu, aveți ciobănesc corb, că de asta am și venit la dumneavoastră, da, că... am avut, să știți, am început prima dată în 2014 cu ciobănescul caucazian, dar să știți că este o rasă foarte agresivă, foarte agresivă la om, la dihani, la tot ce vrei. Eu mai mult pentru dihani am luat, dar să știți că am avut probleme cu vecinii și din cauza asta mi-am îngrădit aici roată, dar să nu mai am probleme, să nu mai fie discuție, nu mai fie nimic. Doamne ferește, mai trec oameni cu bicicletele și mi-e frică să nu se întâmple ceva, știți că e foarte periculos. Da. Și de-aia am zis, băi, caucazianul este o rasă foarte agresivă, foarte greu de, cum să vă zic eu, de temperat. Uh-huh. Și e imprevizibil așa, da, nu? Da, așa este. Și ați rămas la corb. Da, de câțiva am crescut ciobănesc cu corb, am avut câteva femele negri, le-am dus la Adorian la montă, la un negru frumos de-a lui care mi-a plăcut dintotdeauna, care acum nu mai este, a murit din păcate. A avut o rasă foarte bună de câini. Nu știu ce mai are acum, dar am înțeles că are mai multe oi decât câini acum. Ca... Să mai schimbă. Da. Ce să vă zic? Haideți să vă prezint. Haideți să mergem la câini. Un thumbnail frumos. Uitați. Ia spune Nelu. În partea Hai să vă întreb prima întrebare, cam câți aveți? În jur de 15 exemplare mature, am câțiva căței în spate acum, care sunt de câteva luni, da. Niște căței tot din rasa aceasta de corp, a fost este un mascul de 3 ani jumătate, din linia veche. Deci 3 ani jumătate are masculul. Din linia veche de corbi. Linie veche. Da, ei acum năpârlesc vara și s-a schimbat, uitați, după cum vedeți, și-a schimbat părul, a năpârlit. Da, da. Și da. Când dă frig începe de se mai... Se îmbracă. Se îmbracă și se îngrașă, că nici da, nu da, așa da. Mult.
Aici am o femelă. Aici am o femelă tânără de un an și 6 luni. Da. E pusă recent în lanț, nu le prea place lanțul. Da, oricum e destul de lung lanț. Da, s-a împerecheat acum, am făcut o nuntă cu corbul, cu acela mare. Ah, cu, cu ăsta. Da, acum, chiar acum, îi mai fac astăzi o muntă și mâine și ajunge, gata. De 3 ori este suficient. Da, văd că le-ați amenajat niște cuști foarte frumoase, da, așa. Și în cuști, dacă vedeți, uite, apa care le scobă de 3 ori pe zi, că nu avem probleme cu ei pentru că este foarte cald. Și la mine câinii sunt foarte bine îngrijiți. Da. Tănați când îi pieptem, când înăpârlesc. Văd că au condiții foarte bune, da, foarte da, bune. Bineînțeles, vă dați seama. Și ce vreau să vă spun, seara le dau drumul pe rând, așa numai la câte 3-4. Să nu fac, să nu fac haită să meargă peste vecinul de, din jos sau vecinul din partea cealaltă. Să fac, să încaire cu câinilor, să evitați conflictele astea. Să evităm conflictele și le dau drumul pe rând la fiecare. Uitați, după cum vedeți, le-am pus apa în cușcă ca să nu... Apa direct în cușcă. Direct în cușcă, le-am pus găletele în cușcă ca să nu o verse și să stea un pic la umbră. Și le schimbăm de cam de 3 ori pe zi. Da, la caucazian da, da. Eu schimb cam de 4-5 ori. Că deci să menționăm, mai aveți un singur caucazian, care v-a fost foarte drag. Foarte drag și este câinele meu de suflet și nu vreau să mă despar de el, vă dați. Am înțeles, da, da, da. Uitați, hai, aici deci... avem... Uitați ce mascul interesant, căpățânos, frumos. Un exemplar mi se pare foarte reușit. Câinele are 2 ani și 2 ani jumate. 2 ani jumate? Da. Foarte frumos câinele, spune. Dacă vă puteți duce lângă el acolo să îl vedea adevărat că lui înălțime, valoare. Așa? Da, uite. Un câine cu piept, un câine care promite pe agresivitate. Ce vârstă are? Deși eu. Are undeva la 70-75 în greabăn. Dar să știți că este un câine foarte agresiv. Se vede, se vede că e agresiv, are temperamentul... Și este nervos acum că e fel la încălduri și din cauza asta. Este foarte... Da. Are scăpată de... Aici am o femelă, ciobănesc corb și e un metis cu un Asia centrală. Pentru, am făcut această încrucișare pentru... Sunt foarte bun la dihani această rasă, dacă încrucișez corbul cu... Frumoasă femeia. Deci vă spun sincer, o las seara dezlegată pe ea și când o bac, 2-3 la seara, da. Singure, 2-3 ajung pentru să alunge ursul. L-am scos acum într-o seara din părău, vă spun sincer, tu pe unul noaptea, care ora lui când vine. Acum nu știu că vine același sau vin și alții, dar părerea mea personală că sunt foarte mulți și vin tot timpul. Că aha, deci sunt mulți urci aici. Foarte mulți. S-a făcut o statistică pe Dumbrăvița și Vlădeni, sunt peste 60 de exemplare. Uh-huh. 60 de exemplare mari, pentru că nimeni da. Se mai interesează de ei, nimeni nu. Deci noi, deci urșii se mai privilegiați decât noi oamenii și crescătorii de animale. Da, da. Au fost oameni care le-au luat și le-au luat porcii de coteză, le-au luat vaca. Le-au luat juninca, le-au luat iară porci aici la Dumbrăvița, iară cunosc câțiva colegi de-ai noștri care creștem animale și da. Nu interesează pe nimeni nimic să... Să trăiți, domnul Nelu. Vă salut, domnul Dani. Ce voiam să vă întreb, am auzit că ați avut niște întâmplări cu animale sălbatice, bineînțeles. Da, dar câinii își fac bine treaba și nu sunt. La mine n-a fost, mulțumesc Dumnezeu, n-a fost probleme până acum. Da, vreau să vă întreb așa cam ce... O întâmplare așa, mai interesantă și mai așa pentru public. Dacă vreți să apară, spuneți. Cum s-au descurcat câinii, în ce situație? Nu este problemă. E ursul ca fiecare animal. Da. Deci în zona noastră vine, des aici. Da, el vine tot la 2-3 zile, tot la 2-3 zile, te calcă, bă, prin zonă, el coboară acolo de sus din pădure, vine la mine, vine la vecinul, unde dacă apucă să ia de într-un loc, apoi nu mai scap de el. Da. Deci noi nu am mai scăpat de el.
Dacă apucă să îți ia ceva, s-a terminat. Nu mai scapă. Am înțeles, deci foarte greu. Și aici aveți câinii poziționați așa, după care urmează grajdul de oi, imediat lângă grajdul de oi. Și seara avem dezlegați tot timpul, câte 3-4 câini dezlegăm seara pentru siguranța noastră, dar nu se apropie, că sunt foarte buni și își fac bine datoria, vă spun. Am înțeles. Ultima oară când ați avut un ursă de aia și... Săptămâna trecută a fost în Părău aici, dar l-a scos câinii imediat. L-a scos câinii imediat. Le dați drumul, seara le dați, nu? La unul fără... Dezleg câte 3-4 pe seara, când l-a mai mult. Vă spun sincer, l-a scos în 10 nici, dar n-a durat 10 minute, l-a scos deci afară. Aveți... E un câmp foarte bun, dacă nu-i... Foarte dacă bun de sălbăticiuni. Dacă se dai mâncare de pomană cum fac. Așa este. Deci un câine când îl ai trebuie să-l îngrijești, să aibă toate condițiile, să fie bine mâncat, nu? Să... Vrei să-ți facă și treabă și dai mâncare odată la săptămână, cum fac unii. Îmi place, aveți condiții frumoase pentru ei și lanțul destul de... Da, și lanțul foarte lung. Cotețe bune, da. O zonă am foarte bună. Am mari în spate, unde îi mai las liber, le dau drumul prin rotație. Deci la mine, uitați, și în cotețele lor le-am pus gălețele cu apă ca să nu se încălzească și le schimbăm apa dacă am de 2-3 ori pe zi. Da. Când este căldură mare, da, n-avem ce să facem. Acum în spate am niște cățelani vin. Da, o să mai mergem și pe, da. Să-i vedem pe ce avem pe aici. Dar cam de la ce vârstă începe un câine să fie activ și la animale sălbatici? Păi ce să vă spun, depinde de sângele lui care... De sângele lui. Un câine bun, mă refer la un câine bun. Un câine bun după 8 luni deja la trebuie să se bage. Deja la 8 luni? Da, am în partea cealaltă, legat pe partea cealaltă un corp de 8 luni de zile, intră singur în părăt după urs. Da, și atunci noi auzim aici, când se aude gălăgie, de mai dezlegăm încă 2-3, că îți dai seama că dacă intră peste tine aici... Da, e belea mare dacă intră ursul, face cavagii. Vă dați seama și sunt mari cavacile, niște urși de numai. Deci... Acolo am un exemplar, uite acolo, dacă îl vedeți pe novac, este de... Haideți mai aproape un pic să-l vedeți. Aici am o femelă singură, până în 2 ani de zile. Frumoasă femelă asta. Da. Și l-am pe novac aici de 3 ani, câine de 3 ani, 3 ani și 2 luni. Dar vă spun sincer. Novac. E pericol pe părțile care le-am văzut căței. Primul care mi l-a cerut pe novac, și pe corbă, dacă l-am de vânzare. Dacă am vândut pe ăștia, m-am... Deci ăsta e cel mai căutat, ca da, să zic așa. E, impresionează cel mai mult pe oamenii. Asta e asta lor de corb. Ăsta e corb autentic. Ăsta e corb autentic într-un cuvânt. Nu e metisat, nu nimic. Da. Cine cunoaște, probabil... L-am adus de pui pe el și pe sora sa, pe Zalinca. I-am luat din Boroncea, din câinele de la Boroncea, de la Adorian, din Poiana Mărului. Dar vă spun sincer, foarte bun. Ești un câine cu sânge în ei, pe cuvânt. Da, foarte bun la Dihani. Și da, n-am probleme. Dacă sunt dezlegat, să știți că nu stăteți aici dacă era dezlegat. Da, cred că... Uite-l ce e. Fioros. Nu-i place lanțul. Ce mai are Ei, are sânge. Țeala, are sânge bun. Iar acolo ultimul am pe muscan, e un câine și ăla de 2 ani și 2-3 luni. Și ăla e un câine foarte bun, foarte agresiv. Și la Dihane n-am bărut așa. E super bun la Dihane și ăsta, nu? Da. Hai să vedem și asta iarăși. Nu vin mă întreabă, dar asta nu-i de vânzare. Da, la nu-i de vânzare. Ei vin să cumpere căței și până la urmă își cere exemplarele mature. Un câine foarte greu de întreținut, de crescut, în primul rând. Sunt vaccine care trebuie făcute și dacă nu le faci la timp... Da. Zic că se face numai 2 vaccinuri sau
că ajunge. Nu e adevărat. Dacă nu ai făcut 3 vaccine la ei și anual vaccinul și de parazitările, câinile îți moare la 6-7 luni. Da, da. 3 zile, da. Nu a început să schimbe temperamentul și ea. Cât are femeia asta? 8 luni are. 8 luni? Da. Aha, e puiandru, cum stai. Da. Încă nu s-a maturizat. S-a învățat, uite, s-a învățat, că, pentru că trebuie să-i învăț un pic, să nu-i las chiar așa. Da, da. Da. Am legat așa repede, să obișnuiască un pic, apoi o mut în față. Da. Nu am pus-o numai... Păi câinele simte omul bun. Ia uitați pizza adevărată aici la domnul Nelu Șchiopu. Ia zi, Florine, ce părere ai? Păi ce părere, că n-am niciodată așa pizza. Ești că e tort, dar ți-a fost ăsta. Dar toate ingredientele posibile. Ia vedeare. Brânză nu prea e, că... A fost încet în vara asta la... Ia uitați cum se joacă oaia cu pisica. Toate animalele... Foarte tare. Ați rămas și cu sechele. Avea fiecare ocazia. Păi ăla e câinele meu de suflet și nu pot să-l... Nu pot să-l... O să-l prezentă? Da, ele se duc încolo, văd că pășunează... Azi o să facem o probă, un atac la un foc la Dorian. Să vedem cu mușcătură pe live. Astăzi da. Testăm pe Dorian, nu mai testăm câinii, testăm pe Dorian. Haideți la câini, haideți să vedem Ciobănescu corb. Deci venim așa cu palma. Cam unde te duci că tu mori? Dacă te duci în șase în da, da, dar vin din față, dar nu te duci în față. Da, lumea, dar le dă drumul și la flori.